Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Probabil că deja știți, dar vă readuc aminte, bineînțeles, că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră am adus de fiecare dată Castelul Corvinilor. Este o emblemă nu doar a județului Hunedoara, ci și a Transilvaniei, a României și mi-aș permite să spun că și a Europei. Sunt multe necunoscute încă, necunoscute care învăluie acest castel, iar pe parcursul anilor am încercat să aflăm și noi cât mai multe. Odată cu lucrările de restaurare ale castelului, au ieșit la suprafață destul de multe elemente de noutate pentru noi, pentru această generație și sunt convinsă că și în perioada următoare și în anii următori vom avea parte de surprize pe care, iată, acest castel impresionant ni le va oferi. Discutăm astăzi despre acest simbol al județului în primul rând, discutăm și despre evenimentele ce vor avea loc în perioada aceasta de concedii, de vacanțe, pentru că sunt convinsă că sunt așteptați aici foarte, foarte mulți turiști, să nu uităm că la Hunedoara în fiecare an se bate așa record după record în ceea ce privește numărul turiștilor, vizitatorilor mai precis. Să sperăm că în viitorul apropiat vom vorbi și despre turiști mai mult decât o facem acum, adică acei oameni care rămân aici în județul Hunedoara măcar pentru 2-3 zile și reușesc să parcurgă foarte multe trasee, pentru că este un județ generos din punct de vedere turistic și istoric, să nu uităm. Astăzi alături de mine este domnul Sorin Tincu, directorul Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit și bun regăsit telespectatorilor dumneavoastră. După o perioadă destul de aglomerată pentru noi și pentru cei care au participat la alegerile locale, iată că ne revedem și mă bucură acest lucru. Cred că și cei care ne urmăresc se bucură să afle cât mai multe noutăți în ceea ce privește și programul pe care îl aveți și pe care îl oferiți vizitatorilor care vă calcă pragul și, așa cum spuneam puțin mai devreme, nu sunt deloc puțini. Ați reușit să aduceți la un alt nivel tot ceea ce înseamnă promovarea acestui castel, vizibilitatea sa, deși era un obiectiv cunoscut, dar nu la fel de bine pus în valoare până în urmă cu câțiva ani, când ați reușit să mutați munții din acest punct de vedere. Într-adevăr, nu este un merit neapărat personal, pentru că vizibilitatea de care se bucură astăzi Castelul Corvinilor este rezultatul unui cumul de factori. Și aici trebuie menționat, pe lângă ceea ce înseamnă aparatul administrativ al castelului și primăria municipiului Hunedoara, trebuie menționat primarul municipiului Hunedoara, pentru că este deja un lucru bine cunoscut faptul că domnul Dambo Bouțanu, primarul Hunedoarei, a dezvoltat un apetit, un adevărat apetit pentru istorie și pentru istoria Corvinilor. Dar nu în ultimul rând, vorbim și de beneficiile rețelelor sociale și am lăsat într-adevăr la sfârșit de implicarea presa locală, care a avut o preocupare intensă în a aduce în atenția publicului Castelul Corvinilor, evenimentele de la castel, lucrările sau, eu știu, fragmente din istoria acestui. Până la urmă, noi suntem cei care ne facem o reclamă bună sau nu. La fel cum se întâmplă și în cazul multora care pleacă în străinătate și uneori poate românii nu sunt văzuți atât de bine, dar să nu uităm cine sunt cei care vorbesc în primul rând de rău această țară. Tot parte dintre noi suntem cei care fac acest lucru. La fel și în cazul anumitor obiective turistice, monumente istorice, dacă noi nu le promovăm, dacă noi nu scoatem în evidență toate aceste lucruri, cine să o facă? Avem într-adevăr la castel și foarte mulți străini care ne promovează, unii dintre ei o fac în mod gratuit, sunt foarte mulți blogeri, vlogeri și așa mai departe, care au pus umărul, practic, și ei la promovarea mai rapidă a acestui monument. Așa este, într-adevăr. Este important să ne promovăm noi și
Eu cred că acești factori pe care i-am amintit anterior fac treaba bună pentru că rezultatele se văd și aici mă refer în primul rând la câștigarea trofeului de destinație anului la categoria la care am participat. Trofeu care s-a câștigat în primul rând datorită voturilor. Ca urmare, hunedorenii și nu numai au votat Castelul Corvinilor astfel încât reședința lui Iancu de Hunedoara a devenit destinația anului la categoria la care a participat, alături și de Sarmize Getuza, care, iată, a câștigat un premiu similar din nou la categoria la care a participat și care, din nou, reprezintă rezultatul votului, în primul rând, cred eu, a hunedorenilor, dar nu numai. Cu siguranță ne-au votat oameni și din alte județe, poate și din afara țării. Și cred că am primit suficient de multe voturi, nu? Au fost... Da, pentru că am concurat și în cadrul acestui concurs se concurează cu orașe mai mari, care sunt centre universitare, cum este Iașul, cum este Brașovul, care beneficiază de o populație mai numeroasă și implicit de un, hai să zicem așa, că tot s-au încheiat legile, de un bazin electoral mai generos decât Hunedoara ca oraș. Dar iată că s-a produs o adevărată mobilizare. Mă bucură faptul că sentimentul de patriotism local este prezent în sufletul hunedărenilor, în sufletul românilor, astfel încât s-a ajuns la această situație fericită în care, iată, avem două obiective din județ care sunt câștigătoare acestui trofeu de destinație anului. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, pentru municipiul Hunedoara și implicit și pentru județ acordarea acestei distinții până la urmă? Din punctul schimbă de vedere, cu ceva lucrurile? Eu cred că da, în primul rând reprezintă un plus de vizibilitate, este o confirmare și pentru noi, dar și pentru cei care intenționează să viziteze aceste obiective, asupra faptului că ce se întâmplă în respectivele obiective sunt lucruri benefice, sunt lucruri bune, sunt lucruri atractive pentru cei care au votat și Castelul Corvinilor și Sarmize Getuza și toate acestea vin ca o confirmare și ca un imbold suplimentar în a vizita aceste obiective. Zice, hai să mergem să vizităm și noi dacă s-au bucurat de o susținere atât de largă din partea, așa cum am menționat, a hunedorenilor, a românilor și probabil și a unor voturi venite din afara țării. Pentru că s-a putut vota și în afara țării. Da, evident, votul a fost online. Cred eu că este un imbol suplimentar în a veni și a vizita aceste obiective din județul Hunedoara. Și cumva vă obligă și pe dumneavoastră să păstrați cel puțin această linie pe care ați început-o în urmă cu câțiva ani, dacă nu chiar să vă autodepășiți. Evident, sunt niște praguri sub care va fi dificil de revenit. Acum nu va fi imposibil, ca să fim așa într-o notă pesimistă, dar sperăm să nu ajungem acolo, să ne menținem acolo unde suntem și să reprezentăm un obiectiv sau o zonă, ar fi de preferat, din ce în ce mai atractivă pentru vizitatori, atât din țară cât și din afară. Vorbeam de turiști, vizitatori, cei care vin și petrec măcar câteva ore aici în Hunedoara, la Castelul Corvinilor. Cred că de cele mai multe ori este numărul 1 pe lista lor de vizitat în județul Hunedoara, Castelul Corvinilor, care a fost, iată, am trecut de prima jumătate a acestui an. Mă gândesc că ați făcut și un bilanț, să spunem, al celor care au venit, au plătit un bilet pentru a vizita monumentul de pe Cernă. La momentul la care discutăm, suntem în jurul cifrei de 170.000 de vizitatori. Este o cifră apropiată celei din 2019, deci trendul de la începutul acestui an de creștere a numărului de vizitatori se menține. Sperăm ca la sfârșitul anului 2024 să vorbim, așa cum ați punctat, de un nou record. Nu neapărat record, ci de un nou prag în ceea ce înseamnă numărul vizitatorilor care vin la Hunedoara. În ceea ce privește importanța obiectivului, în continuare castelul reprezintă poarta de acces a vizitatorilor în județ. Sperăm ca obiectivele care se află în jurul castelului
să devină din ce în ce mai vizibile, astfel încât să vorbim de o ședere a vizitatorului în județul Hunedoara. Chitkă este Deva, este Hunedoara, este, eu știu, Hațegul, o perioadă mai lungă de timp. Avem acum în imagini, sunt filmate puțin mai în urmă cu ceva timp, lucrurile s-au mai schimbat între timp aici la Castelul Corvinilor, vedem în sfârșit după mulți ani în care ploua, din câte mi-amintesc la un moment dat, nu în castel, avem un acoperiș nou-nouț, sunt multe lucrări care au fost efectuate aici cu ajutorul fondurilor europene. Între timp și curtea interioară și-a schimbat înfățișarea, nu? Da, într-adevăr, este o filmare mai veche, între timp castelul a suferit mai mici sau mai mari transformări, depinde de zona în care ne aflăm. În cazul acestei logii, unde ne aflăm acum, a fost restaurată fresca, au fost intervenții și asupra tencuielilor. Așteptăm ca să înceapă următorul proiect de restaurare, astfel încât să ne putem axa și pe obiective precum Groapa Urșilor, Turnul Buzdugan sau acoperișurile turnurilor Vechi de Poartă și Turnul Alb. Și în ceea ce privește galeria suspendată, de unde sunt aceste imagini, au fost realizate o serie de intervenții. Galeria este retencuită pe interior, beneficiază de un sistem de iluminat adecvat, de panouri luminoase pentru marcarea ieșirilor în situații de urgență și așa mai departe. Inclusiv sala dietei, de unde vorbim acum, are o nouă față, au fost restaurate tencuielile, a fost montat un sistem de iluminat spectaculos, este vorba de 6 candelabre de mari dimensiuni, astfel încât acest spațiu se bucură de o cu totul și cu totul altă imagine în momentul de față. În emisiunea aceasta prezentăm imaginile cum a fost. În emisiunea viitoare vom arăta și cum arată în prezent după, iată, primul proiect pe fonduri europene care s-a încheiat aici la Castelul Corvinilor. Spuneați de un al doilea proiect, poate la fel de important precum acesta. Cu siguranță este la fel de important, pentru că vine în completarea zonelor care nu au putut fi acoperite de actuala finanțare sau de finanțarea care s-a încheiat. Ca urmare vor fi intervenții, așa cum am punctat anterior, asupra sectoarelor numite Groapa Urșilor. Este mai exact această Groapă a Urșilor, că poate unii dintre vizitatori chiar au fost și nu și-au dat seama. Este acea curte la care se ajunge trecând pe lângă fântâna castelului. În stânga. Da, este pe partea stângă, de acolo se vede turnul Buzdugan, precum și balcoanele camerei de aur. Exact acum drona a survolat respectivul sector. Vor fi intervenții și asupra exteriorului turnului Tezaur, aflat în partea stângă lângă turnul Buzdugan. Vor fi intervenții și asupra paramentului, acelui turn semicircular unde se găsește, pe exterior, unde se găsește bastionul de tortură sau ceea ce se denumește Casa Nemților, unde este o terasă de apărare a podului de acces în castel. Sunt sectoare care nu au putut fi restaurate pe precedenta finanțare și care vor face, printre altele, obiective ale noului proiect, care sperăm să înceapă într-un timp cât mai scurt. Mi-ați intuit cumva întrebarea asta, era următoarea, când vor începe, când va începe de fapt? Sperăm ca proiect într-o lună, maxim două, să începem lucrările de restaurare. Va afecta cumva circuitul vizitatorilor? Vor fi anumite zone care vor fi închise, poate, publicului? Vor fi, într-adevăr, anumite zone în care accesul publicului va fi restricționat și aici trebuie menționată sala cavalerilor, unde trebuie restaurată pardoseala realizată din dale de ceramică glazurată și cu blazoanele corvinilor și unde la înlocuirea acesteia cu siguranță va trebui realizată o cercetare arheologică și implicit restricționarea accesului. Vor fi o serie de impedimente la finalizarea pavării curții interioare, dar minimale, pentru că deja sectoarele care sunt
pavate în momentul de față vor oferi suficient spațiu de tranzit al vizitatorilor. În rest, lucrările vizează zone exterioare, parament, acoperișuri, fresca de pe turnul Buzdugan sau acea armură aflată în vârful acesteia. Care va fi și ea restaurată, să înțelegem? Da, 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 cu siguranță. Acel este necesar. Cavaler care veghează asupra, da, Hunedoarei. Este necesară o intervenție asupra lui, pentru că s-au produs o serie de degradări de-a lungul timpului și acest detaliu al Castelului Corvinilor este unul important, unul care a devenit din ce în ce mai vizibil, în primul rând după apariția dronelor care fotografiază din ce în ce mai mult acest mic detaliu al castelului. Mic cu ghilimele de rigoare, pentru că are o înălțime destul de mare. Are și o poveste acest cavaler care, iată, se află acolo în... Da, într-adevăr, în 1873, când a fost montat, s-a dorit ca să acea armură să-l simbolizeze pe Iancu de Hunedoara. Au fost o serie de aventuri în a monta sus, pentru că odată ridicată cu scripetele, se pare că statuia s-a prăbușit din înaltul turnului. A trebuit reparată și după care s-a reușit urcarea în bune condiții în vârful turnului. Și de atunci a refuzat să mai coboare. Și de atunci, într-adevăr, veghează Hunedoara și sperăm să o vegheze mulți, mulți ani, inclusiv după finalizarea restaurării. Asta înseamnă că acel cavaler va fi necesar, nu știu, să fie coborât pentru acea restaurare sau se va lucra la înălțime? Pentru că, spuneați, e o înălțime considerabilă la care se află. Acum sunt două variante. Va trebui să vină specialistul, restauratorul pe metale și în funcție de evaluarea acestuia, ni se va comunica și nouă gradul de degradare și eventuale riscuri dacă există la coborârea lui. Există și varianta realizării unui balcon în jurul armurii și restaurarea acesteia acolo, e adevărat, cu impedimentele aferente, pentru că spațiul va fi extrem de mic pentru orice tratamente care trebuie să aplicate, va trebui coborât. Decizia va fi luată cu siguranță după evaluarea făcută de restauratorul pe metale. Îmi place că de fiecare dată spuneți specialiștii, restauratorii, cercetătorii, să înțeleg că lucrați doar cu profesioniști în cadrul acestor proiecte, nu faceți rabat. Încercăm să fim cât mai profesioniști în abordarea castelului cu siguranță, pentru că, cum ați punctat la începutul emisiunii, vorbim de un simbol național și nu numai. Este important pentru noi hunedorenii, cred că este la fel de important pentru toți românii, pentru că vin acum în minte cuvintele președintelui Academiei Române, care spunea la castel: dacă ești român, ești neapărat hunedorean. Ca urmare... Vine la pachet, așa cum... Exact, exact. Toți românii care simt românește sunt într-o anumită măsură hunedoreni, pentru că Iancu de Hunedoara reprezintă un punct important de reper în ceea ce înseamnă valorile istorice românești. Vor sau nu unii să recunoască, asta este, nu? Pentru că uneori parcă simțim așa anumite disensiuni, anumite bătălii, în mod peiorativ, bineînțeles spus, între unele județe și altele, că la noi e mai frumos decât la voi. Și de asta zic că vor unii sau nu să recunoască. Este important să trecem peste aceste mici rivalități, pentru că în ceea ce privește promovarea turistică, cel puțin la nivel continental, dacă nu global, impune coagularea tuturor forțelor dintr-o anumită regiune. Nu poți să mergi la un târg de turism în Spania, în Elveția sau în Germania și să promovezi un obiectiv, un castel, pentru că vizitatorul, până să ajungă la acest castel, să luăm exemplul Hunedoarei în acest caz, trece prin alte regiuni. Ca urmare, este, în opinia mea, important de promovat la târgurile importante de turism din afară
regiunea. Transilvania în sine reprezintă un adevărat brand turistic. Drept urmare, cred că este important să profităm și de vizibilitatea Transilvaniei ca brand, dar și de punctarea principalelor obiective și implicit de necesitatea acestei coagulări a tuturor forțelor, astfel încât să beneficiem până la urmă cu toții, într-o măsură mai mare, de prezența pentru un timp mai lung a vizitatorilor în zonă. Nu, odată Castelul Corvinilor a fost imaginea care a fost așa, în principala imagine, să spunem, la târgurile de turism, fie din România, fie la cele din străinătate la care ați participat. Ați stârnit și invidie din cauza aceasta? Că ați fost acolo în prima linie. Eu sper că nu. În virtutea celor afirmate anterior, sper că nu vorbim de o invidie. Ne bucură faptul că... Dacă nu v-a tras nimeni de mânecă până acum, înseamnă că... Nu. Ne bucură faptul că Castelul Corvinilor devine un punct de reper național. Sunt imagini cu acest monument care au fost asociate cu comunitatea românească, inclusiv din Statele Unite. Drept urmare, cred eu că această vizibilitate este rezultatul acelor factori menționați anterior, dar pe de altă parte și a unui sentiment de patriotism manifestat de românii din diaspora, ceea ce este un lucru important, este un lucru de care nu trebuie să uităm, nu trebuie să ne uităm rădăcinile. Ca urmare, dacă aceste rădăcini ale noastre românești sunt asociate cu Castelul Corvinilor, este cu atât mai îmbucurător pentru noi și, cred eu, este un lucru de care trebuie să profităm și noi în Hunedoara, ca municipiu, ca județ, dar este un lucru de care trebuie să profite inclusiv Transilvania și, de ce nu, România până la urmă. Front comun ați făcut și cu alte castele, la Târgul European al Castelelor, un eveniment pe care îl organizați de ceva vreme aici la Hunedoara. Ați primit destul de mulți oaspeți, să spunem, un eveniment care, printre altele, înseamnă promovarea și probabil și sprijinul reciproc atunci când vine vorba de această promovare? Sperăm să ajungem și la acest sprijin reciproc. Este adevărat că atunci când vizitatorul, în special din afara țării, ajunge în zonă, intenționează și de cele mai multe ori și realizează vizitarea mai multor obiective. Sunt destul de multe grupuri, spre exemplu, care vin din Sibiu până la Hunedoara, pentru că acei 130 de kilometri nu mai reprezintă o distanță imposibil de acoperit, mai ales că vorbim totuși de existența autostrăzii. Și toate acestea vin în sprijinul celor afirmate anterior. Este importantă o regândire a ceea ce înseamnă promovarea turistică, trebuie să trecem la acest nivel zonal, pentru că, iată, vizitatori care vin la Hunedoara merg și la Sibiu, dar vizitatori care sunt la Sibiu vin și în Hunedoara sau Alba Iulia. Sunt distanțe ușor de acoperit în momentul de față și sunt aspecte de care, cred eu, noi trebuie să beneficiem și, ca urmare, trebuie să fim prezenți și în ceea ce se întâmplă la Sibiu și viceversa, dar și ceea ce se întâmplă în Timișoara și viceversa, pentru că până la urmă sunt obiective care pot fi acoperite pe parcursul unei zile. Dacă pleci din Sibiu, spre exemplu, este timp arhisuficient să vizitezi, eu știu, Biserica Evanghelică din Sebeș, Cetatea Orăștiei, Cetatea Devei și Castelul Corvinilor, după care să te întorci dacă se dorește înapoi la Sibiu. Sau... Eu aș zice să rămână aici, în județ. Exact asta vreau să zic. Sau să fie locați în județ și să punctezi obiective precum Sarmizegetuza, obiectivele din Țara Hațegului, pentru că este o altă zonă generoasă, sau obiectivele din Țara Zarandului. Promovați reciproc aceste obiective dacă vine un grup de elevi, un grup de adulți, nici nu contează, la Castelul Corvinilor, îi trimiteți și la Sarmizegetuza Regia, îi trimiteți și la, nu știu, în Țara Pădurenilor, în Ținutul Pădurenilor, în Țara Zarandului și viceversa. Cu siguranță. E o chestiune care... bilaterală, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Într-o anumită măsură, într-adevăr, funcționăm și ca un... circuit turistic, nu neapărat circuit, ca un punct de informare turistică. Supraveghetorii sunt
educați astfel încât să poată oferi aceste informații pentru cei care doresc să viziteze și alte obiective în funcție de, preferințele acestora. Dacă într-adevăr vor o experiență într-o anumită măsură autentică, îi îndrumăm spre acele puncte gastronomice care sunt foarte puțin vizibile în momentul de față la nivelul județului. Sunt obiective de care te atașezi într-o anumită măsură sau care îți creează un atașament al întregii zone, dar care sunt foarte puțin vizibile. Îi îndrumăm, bineînțeles, și spre Sarmizegetuza, pentru că invariabil conexiunile se fac, pentru că nu poți vorbi de evul mediu din zonă fără să vorbești și de cetatea Devei și nu poți să discuți despre dealul Sânt Petru și fortificația dacică ce se află sub fortificația arpadiană fără să discuți și despre capitala Daciei. Deci sunt conexiuni care se fac și, așa cum am spus, este important de realizat aceste conexiuni, astfel încât cel care vine în vizită la Castelul Corvinilor să decidă să mai rămână o zi, două, pentru a vizita și alte obiective cultural-istorice din județ. Beneficiază toți vizitatorii și de un ghid de fiecare dată când... Mai sunt unii care chiar au revenit, din câte știu, au vizitat poate castelul în urmă cu 10 ani și acum revin pentru a vedea care sunt, care este stadiul lucrărilor. Vă verifică, probabil. Glumesc, bineînțeles. Dar contează foarte mult atunci când vizităm anumite obiective să știm ce vedem, să avem informațiile necesare despre o încăpere, despre o statuie și așa mai departe. Asta ar trebui să fie, de fapt, scopul. Sunt o serie întreagă de informații. Încercăm și cu siguranță vom încerca să ne adaptăm și progresului tehnologic. Există o multitudine de variante în a obține informații. Este, în primul rând, ghidajul realizat în castel însoțit de un muzeograf. Există și varianta unui audioghid. Există și varianta unei aplicații care poate fi instalată pe telefonul mobil al fiecăruia, în aplicație de care se beneficiază gratuit și care îți oferă atât audioghidul, dar și informații vizuale sau mici picanterii vis-a-vis de ceea ce înseamnă castelul, și aici mă refer la un timelapse în care vizitatorul care și-a instalat aplicația poate vedea cum s-a transformat castelul de-a lungul timpului, sau există opțiunea de a-ți face o fotografie și în momentul în care fotografiezi pe cineva să apară Iancu de Hunedoara lângă el. Încercăm să creăm experiențe cât mai memorabile pentru cei care vizitează Castelul Corvinilor. Intenționăm să dezvoltăm această aplicație astfel încât să vorbim și de realitate augmentată, pentru că de cele mai multe ori trebuie să discutăm și despre combinatul siderurgic și impactul pe care acest combinat l-a avut asupra castelului, și atunci această realitate augmentată care să ne arate cum se vedea Hunedoara de pe zidurile castelului, considerăm că este una binevenită. Iar la sfârșitul implementării acestor noi realizări tehnologice în materie de audio, de ghidaj într-un monument, sperăm ca să vorbim într-adevăr de experiențe la Castelul Corvinilor care vrea să te facă să revii. Toate acestea acumulate pe acest trend de reambientare a încăperilor castelului odată ce au fost recuperate de la restauratori. Ați spus puțin mai devreme despre impactul pe care combinatul a avut asupra castelului. La ce vă referiți? Ce impact a avut combinatul de odinioară, bineînțeles, asupra castelului Corvinilor? În primul rând, zona înconjurătoare are în momentul de față un strat cuprins între 3 și 5 cm de praf industrial. Sub iarbă se găsește praful industrial, după care se atinge solul propriu-zis. Acest praf industrial s-a depus pe acoperișurile castelului, dar și pe ale construcțiilor din jur, și s-a depus și pe zidurile castelului, pentru că noua imagine pe care o are monumentul se datorează, în primul rând, curățării acelor pulberi închise la culoare care s-au depus pe perioada funcționării combinatului. Pentru cei care au în minte imaginea ale castelului din, anii 70, anii 80, este un castel, la acel moment, cu o nuanță foarte închisă.
Deci vorbim de un castel, cu o nuanță de gri spre negru. Se spunea Hunedoara orașul cenușiu. Sau a avut impact combinatul. Cei care își amintesc filmul Secretul armei secrete, care s-a filmat la castel în acea perioadă și în care are o serie de imagini de ansamblu ale monumentului, în care se văd că aceste ziduri au pe ele depuse prafuri industriale. Parte din acea amprentă pe care și-a pus-o combinatul, ați reușit să o eliminați. Da, într-adevăr, turnul alb și-a redobândit pe drept denumirea de turn alb odată ce tencuielile au fost curățate de aceste pulberi industriale. Cu siguranță și turnul Buzdugan cu fresca ce îl împodobește va dobândi o nouă față după curățarea de aceste pulberi și după restaurarea freșcei care împodobește într-o mare măsură turnul. Va putea fi vizitat după această restaurare, nu? Da, cu siguranță va putea fi vizitat. Pentru că e spectaculos să ajungi în acele turnuri și să admiri peisajul. În momentul de față se poate ajunge în turnul nou de poartă, care este puțin mai înalt decât turnul Buzdugan, dar este un sentiment de aventură care ți-l creează multitudinea de coridoare aflate în castel și de care vizitatorul care ajunge astăzi la Castelul Corvinul se bucură într-o mare măsură, pentru că exceptând turnul Buzdugan, Castelul Corvinul este deschis efectiv în întregime. Și cum spuneam la începutul emisiunii, să ne așteptăm după începerea lucrărilor pe noul proiect să mai avem parte și de alte surprize, de alte descoperiri. Sperăm într-adevăr să se întâmple. Ați fost de multe ori și dumneavoastră surprinși de ceea ce a oferit din nou Castelul Corvinilor. Așa e. Sperăm să ne mai ofere încă o serie de surprize, cel puțin la fel de plăcute precum cele de până acum, dar surprizele de care noi am beneficiat până la urmă trebuie transmise și vizitatorului. Se lucrează în momentul de față în a pune în valoare și acele semne de meșter care se găsesc pe componentele de piatră. E adevărat, trebuiesc și protejate, dar cred în ce zona castelului sunt peste acestea? Tot în deci Castelul Corvinilor sunt, sigur. Vor trebui și protejate, dar ne gândim că punerea în valoare acestor semne de meșter va atrage atenția asupra importanței evitării în a lăsa orice fel de marcaje contemporane, pentru că este important de pus în valoare până la urmă ceea ce au făcut înaintașii noștri în secolul al XV-lea. Avem într-adevăr și noi meșterii noștri contemporani care își lasă amprenta în zone în care nu ar trebui să o facă. Din păcate, unii chiar pe importante monumente istorice, acolo unde mai scapă de privirile vigilente ale paznicilor sau ale angajaților respectivului monument. Nu este cazul castelului, nu ați avut până acum, sau au fost de-a lungul timpului. Evident, și persoane care au mai scris acolo A plus A egal nu știu ce. Cu siguranță, cel mai atractiv punct din castel pentru acest tip de manifestări era șemineul din turnul Capistrano, până între altele fiind spus, unul dintre cele mai importante obiective de arhitectură interioară. Păi lovea romantismul atunci când ajungea unul la șemineu. Și vorbim de o întreagă paletă de vizitatori care au trecut pe acolo. Puteai urmele acestor meșteri nu o să le vedem, nu? Șemineul a fost restaurat. După realizarea lucrărilor de restaurare și creșterea vizibilității castelului, punctarea importanței acelui obiect și a informației pe care o poartă, au dus la o scădere drastică a acestui tip de manifestări, astfel încât după restaurarea care s-a încheiat la începutul acestui an, nu mai avem niciun fel de manifestări artistice. Ca urmare, cred eu, este important și modul în care etalezi până la urmă un monument. Faptul că în trecut Castelul Corvinilor se prezenta prăfuit, se prezenta semi-abandonat, dar numărul de supraveghetori era redus, au dus la genul acesta de manifestări, pentru că vorbim de, grafitiuri care încep din 1940 până în 1999-2000. Dar odată cu restaurarea monumentului,
Am constatat că acest tip de manifestări au scăzut până spre zero, deci nu am constatat... Există și o monitorizare video a unor încăperi, pentru că și acesta poate fi un element foarte important atunci când unora poate le vin astfel de idei. Există și monitorizare video, este un tip de monitorizare pe care intenționăm să o dezvoltăm pe proiectul care este pe punctul de a începe, astfel încât să putem... Să protejați cât mai mult. Să putem transmite mai departe și urmașilor noștri un castel într-o stare de sănătate cât se poate de bună. Sunt multe provocările pe care le aveți și aici la castel, deși din exterior pare așa, nu neapărat o joacă, dar pare destul de ușor de gestionat ce se întâmplă aici. Este, în spate, de fapt, e multă muncă. Este multă muncă, este multă grijă care trebuie avută față de vizitatorul castelului. Este important ca cei care vin la Castelul Corvinilor să plece într-o stare de spirit cât mai bună, să li se cultive sau să dezvolte apetitul pentru istorie, pentru că, așa cum am menționat anterior, e important ca să se bifeze și alte obiective din județ. Dacă ne dorim, într-adevăr, să facem această reconversie la turism, până la urmă, nu numai a orașului, a municipiului Hunedoara, ci a întregului județ, este importantă cultivarea vizitatorilor. Este important să ai mare grijă de cel care strece pragul, este important ca omul să se simtă mulțumit, mai ales că ne dorim ca să-l determinăm să revină. Și nu singur, ci cu mai mulți prieteni. Cam cât durează un tur, dacă îmi doresc să aflu cât mai multe informații despre această familie, despre castel, despre toate încăperile care pot fi vizitate, bineînțeles, cam cât timp mi-ar lua? Dacă vorbim într-adevăr de un timp mediu, vorbim de o oră și jumătate spre două ore, pentru că Castelul Corvinilor, fiind deschis aproape în totalitate, la care se adaugă obiectivele din curtea exterioară, expoziția de arheologie și Casa Breslelor, ne îndreptăm vertiginos spre două ore și acum depinde și de interesul fiecăruia, pentru că au fost situații în care un ghidaj a durat 4-5 ore. Depinde de cum este și firesc feedback-ul, dar durata medie este de aproximativ o oră, oră și jumătate în castel, la care se adaugă vizitarea obiectivelor din curtea exterioară menționată anterior. Deci, per total, cine dorește să vină la Castelul Corvinilor și să viziteze tot, ar trebui să fie pregătit pentru o durată de aproximativ două ore, repet, la o viteză medie de parcurgere a aripilor castelului și acestor obiective. Evident, acești timp se pot prelungi în funcție de interesul și apetitul fiecăruia pentru istorie. Aș mai dezvolta subiectul, însă mai avem, cred că, vreo 5-6 minute din această emisiune și trebuie să vorbim despre evenimentele ce vor avea loc în această vară și toamnă, de ce nu la Castelul Corvinilor. Avem concedii, vacanțe, unii dintre noi, bineînțeles. Cu ce ofertă veniți? Venim cu, sper eu, cu o ofertă cel puțin la fel de atractivă ca în anii precedenți. În acest weekend vom avea vernisajul unei noi expoziții de pictură în sufrageria Palatului Bethlen, dar și se va extinde spre Sala Cavalerilor. După care urmează Opera Nights pe 20 iulie, avem la Hunedoara Madame Butterfly, este un eveniment care determină un public numeros atât din județ cât și din afară să vină la Castelul Corvinilor, dar și în celelalte locații din județ unde se desfășoară acest eveniment. Va fi în curtea interioară, exterioară, Cel mai probabil în curtea exterioară, nefiind finalizate lucrările la pavajul din curtea interioară. Pentru că știu că una dintre edițiile anterioare sau chiar mai multe ediții au fost în curtea interioară, da, de aceea am întrebat. Într-adevăr, la început se realiza în curtea interioară, dar dintr-o serie de motive privind siguranța spectatorilor în cazul unor situații excepționale, într-o serie de motive privind gestionarea fluxului de vizitatori, la care s-a adăugat și pandemia, s-a optat pentru curtea exterioară.
cel mai probabil și în acest an se va realiza acolo, dar depinde de infrastructura de care se dispune și de numărul de scaune până la urmă. Bun. Mergem mai departe cu evenimentele. După care urmează zilele Hunedoarei în 26-28 iulie. Este important de menționat că în 26 la Castelul Corvinului va fi ziua porților deschise. Deci cine dorește să vadă noua fața Castelului Corvinului este binevenit. Îl așteptăm să viziteze monumentul în mod gratuit. După care, bineînțeles, vorbim și de Festivalul Medieval, care va avea loc la sfârșitul lunii august, mai precis în 30 august, 1 septembrie. Este un festival care a renăscut, practic, și care, iată, începe să atragă din ce în ce mai mult public. La urmă, deși nu este cel din urmă eveniment, am lăsat un proiect care mie mi-este foarte, foarte drag și care a apărut la inițiativa primarului municipiului Hunedoara, domnul Dambo Băuțanu. Este vorba de ceea ce numim Drumul Corvinilor, acea acțiune prin care elevi cu rezultate... Veți face autostrada Corvinilor în curând. Da, e important. Este un eveniment atât de important din punctul meu de vedere, prin care acești copii cu rezultate bune la istorie sunt purtați în locurile aflate în directă legătură cu uriașa personalitatea lui Iancu de Hunedoara. În acest an, între 8 și 10 august, vom merge din nou la Belgrad cu acești tineri. Sperăm ca explicațiile și experiența să-i marcheze suficient de mult încât atunci când vor deveni și la rândul lor părinți să meargă cu copiii prin aceste zone și de ce nu, să fie în stare să le explice importanța acestor obiective pentru ceea ce înseamnă patriotismul local al hunedoreanului, care până la urmă are de ce să se mândrească, are cu ce să se mândrească și trebuie să înțeleagă că poartă o uriașă povară, cu ghilimele de rigoare, istorică, pe care până la urmă trebuie să o transmită mai departe, indiferent unde se găsește în acel moment. După care, evident, ca în fiecare an, vom comemora personalitatea lui Iancu de Hunedoara pe 11 august, atât la Hunedoara, la statuia ce se află în centrul administrativ al orașului, cât și în Catedrala Catolică din Alba Iulia, așa cum deja am obișnuit în ultimii ani să fim prezenți acolo. Sperăm ca toate aceste manifestări să fie atractive pentru hunedoreni, sperăm să fie atractive și pentru cei aflați în județele limitrofe, dar și pentru străinii care se găsesc într-un număr semnificativ în momentul de față în Hunedoara. Ați făcut anul acesta un bilanț și al străinilor care au ajuns în primele 6 luni aici la castel? Este foarte dificil de... Care ar fi țările? Este foarte dificil de făcut acest bilanț în condițiile în care vorbim de taxe, același tip de taxe pentru fiecare. Singura variantă este realizarea unui sondaj de opinie, dar asta înseamnă o întreagă echipă aflată pe podul castelului. Dar constatăm un aflux din ce în ce mai mare dinspre Spania, un aflux din ce în ce mai mare dinspre Polonia și dinspre Germania. Pe de altă parte, vedem o resuscitare a vizitatorilor asiatici, care acum câțiva ani veneau într-un număr extrem de ridicat. A avut loc o scădere ușoară a numărului acestuia, dar vedem că asta se produce un adevărat reviriment. Produs... Cel mai probabil, da, în cursul pandemiei. Se produce un reviriment și al vizitatorilor asiatici veniți cu agențiile de turism. Este un fapt îmbucurător, dar până la urmă cred eu că este un lucru normal ca urmare a ceea ce înseamnă creșterea vizibilității acestui monument. Cu siguranță veți avea și grupuri destul de mari și multe de elevi care vor veni și care vin, de fapt, aici la castel. Într-adevăr, acțiunile care sunt realizate în cadrul sistemului de învățământ din România sunt prezente la Castelul Corvinilor, sunt importante pentru că, până la urmă, odată cu scăderea informației istorice din manualele din învățământul preuniversitar, sunt importante aceste experimente care poate reprezintă o actualizare a modului în care se poate învăța istoria. Cu siguranță
acel experiment, să zicem, pe care îl derulăm împreună cu domnul primar în a purta copiii cu rezultate la istorie în aceste obiective cu o importanță covârșitoare pentru ceea ce a însemnat istoria Corvinilor, este un lucru, zic eu, benefic și care ne arată că apetitul pentru istorie este altul atunci când se produce un amestec al informației istorice cu cea vizuală. Cumva societatea, omul se schimbă, nu mai există acel apetit pentru a citi așa cum era acum 20-30 de ani, nu vreau să zic pe vremea noastră, dar cu siguranță cred că este o nouă metodă până la urmă sau poate reprezenta o nouă metodă de a învăța istoria într-un mod atractiv. Este foarte clar că informația vizuală este din ce în ce mai importantă pentru tineri. Este o informație care este oferită intens de telefonul mobil, este o informație care este intens oferită de tot felul de device-uri, eu știu, laptop-uri. Asta dacă acele device-uri sunt folosite în acest sens, pentru că altfel nu... Până la urmă, pentru orice idee în momentul de față, obținem foarte rapid prin intermediul telefonului mobil și al internetului o informație vizuală. Deci pentru orice idee care o căutăm, noi avem foarte repede o informație vizuală, inclusiv expozițiile au început să se adapteze spre acest nou fel de a fi, în care să devină cu un impact vizual mult mai mare. Și aici vorbesc de apariția manichinelor, de punerea în context a unor obiecte care scoase din context și etalate în vitrine, nu mai prezintă un interes atât de ridicat. Încercăm să ne adaptăm și noi, oamenii din muzee, vis-a-vis de ce înseamnă acest, până la urmă, nou tip de comportament. Este important să fim prezenți în ceea ce privește educația tinerilor și nu numai. Este important ca prin această educație fiecare să își cunoască rădăcinile, fiecare să fie mândru până la urmă de zona din care provine. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Am ajuns destul de repede la final, dar vă mai așteptăm pentru că, iată, va fi o vară destul de aglomerată în ceea ce privește și evenimentele pe care le organizați sau le găzduiți aici la Castelul Corvinilor. Mulțumesc tare mult pentru prezență și o vară agitată, cred că vă doresc. Aia înseamnă mulți vizitatori, aia înseamnă o promovare și o vizibilitate mai mare, nu? Vă mulțumesc și eu pentru urare, vă mulțumesc pentru invitație și dați-mi voie în încheiere să vă invit atât pe dumneavoastră cât și pe toți telespectatorii la Castelul Corvinilor cu ocazia acestor evenimente pe care le-am punctat anterior. Noi trebuie să venim pentru că le-am promis telespectatorilor în emisiunea viitoare vom avea imagini actuale de la Castelul Corvinilor, așa că vom fi acolo cu siguranță. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!